Iată-ne în această seară, suntem la 10-a întâlnire din cadrul studiului biblic, unii altora datori. Ce am învățat noi la studiul acesta biblic? Am învățat că depindem unii de alții. Ne-a lăsat Dumnezeu împreună pentru că aici să putem demonstra că suntem copii ai lui Dumnezeu. Suntem familia lui Dumnezeu, și trebuie să ne raportăm în mod corespunzător unii la alții. De fapt, dorința și dezideratul nostru pentru anul 2009 era tocmai acesta. Trăiește frumos. Ca să trăiești frumos, am învățat noi, în cadrul acestui ciclu de învățătură, că avem datoria să ne îndemnăm unii pe alții. De ce să ne îndemnăm unii pe alții? Pentru că avem același drum de făcut. Mergem pe aceeași cărare spre ceruri. Se poate întâmpla ca unul sau altul să se împodmolească la un moment dat, să se potignească, să se împiedice în ceva. De aceea avem datoria să ne îndemnăm unii pe alții. Pentru că voia lui Dumnezeu este ca împreună să ajungem cu toții în patria cerească, amin. De asemenea, am învățat în cadrul studiului nostru biblic că avem datoria să fim buni unii cu alții că trebuie să ne raportăm corespunzător unii la alții, să arătăm bunătate unii față de ceilalți. De ce asta? Pentru că bun este Domnul cu fiecare dintre noi, pentru că bunătate ne-a arătat Domnul fiecăruia dintre noi și noi avem datoria să rodim bunătate. Și față de frații noștri, față de surorile noastre, trebuie să demonstrăm o bunătate ca și cea a lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la asta! De asemenea, ne-a chemat cuvântul Domnului într-o altă lecție să ne iertăm unii pe alții. Nu se poate în relațiile interumane să nu ne greșim unii altora. Nu se poate să nu ne întristăm unii pe alții. Însă voia lui Dumnezeu este să nu apună soarele peste mânia noastră. Dar ce datorie avem? Avem datoria să ne iertăm unii pe alții. Doamne, ajută-ne să fim iertători. De asemenea, am învățat într-o altă lecție că avem datoria să ne spunem sănătate unii altora, adică să ne salutăm unii pe alții. În ultimă instanță, orice relație pornește de la un salut. Un salut este acela care poate construi o relație sau un salut poate să-l îndepărteze sau un nesalut îl îndepărtează pe cel de lângă tine. Tocmai de aceea este foarte important să ne întâmpinăm unii pe alții salutându-ne. Zâmbindu-ne frumos, cum eram îndemnați în această seară. Doamne, ajută-ne să facem asta. Am învățat într-o altă lecție că nu trebuie să ne vorbim de rău unii pe alții. De vorbit noi vorbim și vorbim unii despre alții. Dar am învățat că nu e bine să vorbim de rău pe aceea pentru care a murit Hristos. Adică, din moment ce Hristos le-a dat o așa de mare valoare, nu e drept ca noi, prin vorbirea noastră, să-i punem jos pe frații noștri, să vorbim despre ei lucruri care îl întristează pe Hristos și ar întrista pe frații noștri. Doamne, ajută-ne să nu ne vorbim de rău unii pe alții. De asemenea, am învățat într-o altă lecție că avem datoria să ne iubim unii pe alții. Pentru că... Aceasta este porunca cea nouă pe care ne-a dat-o Hristos. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum? Cum v-am iubit eu? Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei când veți avea dragoste unii pentru alții. Doamne ajută-ne să ne iubim unii pe alții. Apoi am învățat într-o altă lecție să ne supunem unii altora. Pentru că așa spune cuvântul Domnului în 5. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. De ce lucrul acesta? Pentru că viața de credință este o viață care trăiește în slujire față de semeni. Îl slujim pe Domnul și ne supunem Domnului, dar în același timp îi slujim pe cei din jurul nostru și avem datoria să ne supunem nevoilor lor. Doamne ajută-ne să învățăm și supunerea. O altă lecție se intitula Rugați-vă unii pentru alții. Nu e așa că ne bucurăm atunci când știm că cineva se roagă pentru noi? Biletele care sunt trimise aici la fiecare serviciu, la fiecare întâlnire a noastră, demonstrează faptul că ne place să fim purtați în rugăciune de ceilalți. Și nu e har mai mare decât să știi că ești purtat pe brațe de rugăciune, dar ascultați-mă bine, cine udă pe alții va fi udat și el. Nu se poate să te rogi pentru alții și să nu fii binecuvântat și tu. De aceea zic, Doamne, ajută-ne să ne rugăm unii pentru alții. Apoi, în ultima noastră întâlnire, am învățat porunca Domnului care ne spune primiți-vă unii pe alții. Și am înțeles noi că asta înseamnă acceptați-vă unii pe alții. Așa cum ne-a acceptat Hristos, așa să ne acceptăm și noi unii pe alții. Suntem diferiți ca structură, ca pregătire, suntem diferiți din multe puncte de vedere. Însă, diferențele acestea trebuie să fie nivelate, trebuie să fie date la o parte și noi să ne acceptăm unii pe alții, pentru că pe noi toți ne-a acceptat Hristos. În seara aceasta trecem la o altă lecție și cred că ultima din ciclul acesta, pentru că iată suntem la a zecea lecție, Haideți să ne ridicăm în picioare și să citim un cuvânt din Scriptură. Voi citi un cuvânt din Ioan de la capitolul 13, vom citi de aici primele 17 versete. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. Înainte de praznicul Paștelor, Isus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care era în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighian și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns Iisus i-a zis, Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, Niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Isus i-a zis, cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți, că știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, S-a așezat iarăși la masă și le-a zis, Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Și acum următorul verset îl citim toți la oaltă. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Amin! Eu voi citi în continuare încă două versete, încă trei versete care spun așa. Continuă Domnul discursul lui. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său. Nici Apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Haideți versetul 14 să-l mai citim o dată împreună înainte de a intra în studiul nostru biblic. Versetul 14. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Amin. Doamne, ajută-ne să învățăm cuvântul Tău astăzi. Doamne, ajută-ne să putem primi cuvântul Tău și ajută-ne să trăim cuvântul Tău. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Lecția noastră de astăzi, după cum am văzut din cuvântul pe care l-am rostit cu toții, stă înaintea noastră să ne spună așa. Spălați-vă picioarele unii altor. Poate va zice cineva să vedem acum cum e cu acest subiect aici, pentru că, într-adevăr, este un subiect foarte mult discutat. Și este mult discutat între credincioși și penticostali. De ce aceasta? Nu este străin nimănui faptul că există credincioși penticostali în România care fac spălarea picioarelor ca un ritual în cadrul serviciilor bisericii, și există credincioși pentecostali, respectiv biserici, care nu fac spălarea picioarelor ca pe un ritual. Dar, va zice cineva de ce este diferența aceasta. Dragii mei, am să încerc să explic de ce este diferența asta. În primul rând, este o diferență de înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu. Dar, întâi și întâi, aș vrea să înțelegem că noi credincioșii penticostali, cultul penticostal mai precis, s-a format, facem un pic de istoric, ca să putem să avem o imagine completă asupra a ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Cultul penticostal s-a format din trei grupări distincte de penticostali din România. Una dintre grupări era numită Biserica Apostolică a lui Dumnezeu. Aceasta era localizată sau centrată în zona Aradului și era condusă de Gheorghe Bradin. Apoi, o altă grupare era undeva aici, în zona Timișoarei, intitulată Creștinii botezați cu Duhul Sfânt, nu numai în zona Timișoarei, dar aici erau conduși de Alexandru Izbașa. Dacă ați auzit dumneavoastră, el a fost păstor în Timișoara cu mulți ani în urmă, după el a venit fratele Ioachim Țunea și după fratele Ioachim Țunea a venit fratele Codrean. Fratele Izbașa a fost cel ce a condus gruparea aceasta intitulată Creștinii botezați cu Duhul Sfânt. Sigur că, spun, a fost centrată în zona Timișoarei, dar credincioși din această grupare erau în zona Bucovinei și în zona Munteniei, în București. În București era fratele Caraman, un exponent al acestei mișcări. Sora Maria e bucuroasă când aude numele acestea, că sunt nume care, sigur, dumne, ei sunt mai cunoscute, pentru că sunt oameni de demult. Apoi, o altă grupare care S-a unit cu acestea două pe care le-am amintit, era intitulată Ucenicii Domnului Isus Hristos. Ultimele două grupări erau grupări care nu făceau spălarea picioarelor. Când cultul penticostal a luat ființă, când aceste trei grupări s-au unit, pentru că a fost oarecum unirea condiționată de unirea de, de, sau aprobarea acestui cult penticostal și recunoașterea lui a fost condiționată de unirea sub aceeași umbrelă a tuturor grupărilor penticostale, atunci aceste grupări au făcut un protocol prin care au convenit că fiecare își respectă crezul și convingerile din acest punct de vedere. V-am spus aceasta ca să înțelegem din introducere de ce există biserici mari, Aici în Timișoara și în multe părți ale țării, în zona Bucovinei, în zona Muteniei, care nu fac spălarea picioarelor și în același timp știm biserici și cunoaștem biserici care fac spălarea picioarelor. Sigur că am putea să intrăm în detalii, să înțelegem pe ce filier au venit aceste grupări penticostale și au apărut, dar nu e cazul, nu facem istorie bisericească aici și vrem să trecem la studiul cuvântului lui Dumnezeu. De ce unii făceau spălarea și unii nu o făceau? De ce astăzi unii o fac și alții nu o fac? Poate se va întreba cineva de ce Biserica Porta Cerului este una dintre bisericile care nu face spălarea picioarelor. Eu mă rog, Domnului, ca noi să o facem, dar așa cum ne-a învățat Mântuitorul. Nu doar ca pe un ritual, ci să înțelegem că avem datoria să împlinim ce ne învață Ioan, capitolul 13, adică ceea ce ne învață Mântuitorul. Haideți să încercăm să ne uităm în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu acum și să încercăm să înțelegem învățătura Scripturii. Versetul pe care l-am citit cu toții, care spune, deci dacă eu, Domnul învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Versetul acesta vă zice cineva, e foarte clar, noi trebuie să facem exact ce a făcut Domnul. Numai că eu aș vrea să privim spălarea picioarelor din mai multe unghiuri, din mai multe perspective. În primul rând aș vrea să spun, din start, că nu toate poruncile Domnului, nu toate poruncile Domnului sunt valabile pentru oricine, oricând. De ce vă spun asta? După aia vom reveni noi la această poruncă. V-am dat exemplu și data trecută. Domnul Isus Hristos la un moment dat îi spune în Ioan capitolul 5 cu versetul 8, îi spune unuia așa, scoală-te, i-a zis Isus, ridică-ți patul și umblă. Este porunca aceasta valabilă pentru oricine, oricând? Nu. A fost valabilă pentru cel pe care l-a vindecat Domnul. O altă poruncă. Ioan 9 cu 7. Uitați-vă ce spune Domnul acolo. Și a zis, du-te, te spală în scăldătoarea siloamului care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. La toți cei ce au nevoie de vindecare, e valabilă porunca asta că trebuie să se ducă la scăldătoarea siloamului? A fost valabilă pentru el. Vă dau aceste exemple ca să înțelegem că sunt porunci specifice pentru situații specifice pentru anumite persoane. Ca să nu vă mai spun că la un moment dat Domnul Iisus Hristos le spune apostolilor nu vă îndepărtați de cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Asta a fost o poruncă specifică dată apostolilor Domnului. Apoi, o altă clarificare pe care vreau să o facem de la început. Spălarea picioarelor era o necesitate a vremii în care Domnul Iisus Hristos a umblat pe pământ. Era o necesitate. Astăzi, Uitați-vă fiecare ce aveți în picioare. Mă rog, se mai umblă cu sandale în perioada asta, dar de obicei suntem oameni încălțați cu pantofi, cu așa, și picioarele noastre, și când ne descălțăm seara acasă, sunt curate. Nu același lucru se întâmpla în vremea aceea. Când apostolii umblau desculți, când oamenii umblau desculți sau cei mai înstăriți purtau niște sandale legate cu niște curele pe drumurile prăfuite ale Palestinei, călcând pe drumurile acelea murdare, era o necesitate a vremii spălarea picioarelor. De ce spun asta? La un moment dat Domnul Iisus Hristos intră în casa lui Simon Fariseul. În Luca la capitolul 7, versetul 44, și uitați-vă ce îi spune Domnului Simon. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu femeia aceasta, am intrat în casa ta, și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Observați că Domnul îi reproșează lui Simon că nu i-a dat apă pentru spălarea picioarelor. Era o necesitate în vremea aceea. Omul când se așeza la masă, avea nevoie înainte de a se așeza la masă de spălarea picioarelor și am să vă spun de ce. Pe vremea aceea cine ședea la masă, nu stătea la masă cum stăm noi acum, mesele nici măcar nu erau așa, noi stăm cu picioarele sub masă. Șederea la masă în vremea aceea nu era altceva decât o așezare. Cei ce stăteau la masă se sprijineau, stăteau întinși, unul lângă celălalt, picioarele erau expuse acolo, picioarele erau, dacă mă îngăduiți să spun așa, poate picioarele unuia la nasul celuilalt. Așa se stătea în vremea aceea. Și atunci spălarea aceasta era o necesitate a vremii. Vă voi sublinia încă un aspect. În 1 Timotei capitolul 5, cu versetul 10, uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Vorbește despre văduve. Cine sunt văduvele care trebuie să fie ajutate de biserică? Și spune despre ele așa să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. E singurul loc din Scriptură, din Noul Testament mai precis, în care se vorbește despre spălarea picioarelor sfinților, în ce context? În contextul ospitalității. Să fie primitoare de oaspeți și să spele picioarele sfinților. Acum aș vrea să înțelegem ceva. În vremea aceea, ca să putem înțelege Scriptura și să o analizăm așa cum trebuie, trebuie să știm că în vremea aceea, în vremurile biblice, de fiecare dată când un musafir intra în casă, era o datorie elementară a gazdei să-i asigure spălarea picioarelor. Cei ce erau înstăriți aveau slujitori pe care îi puneau să spele picioarele. Ca de exemplu, vă Amintesc de Abigail, care după ce-i murise soțul, David a trimis emisari ca să o de nevastă. Și în 1 Samuel, capitolul 25, cu versetul 41, uitați-vă ce spune Abigail la un moment dat. Ea s-a sculat, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis, iată roaba ta se socotește ca o roabă, gata să spele picioarele slujitorilor Domnului meu. Era datoria robilor să spele picioarele celorlalți. Am vrut să clarificăm și asta din capul locului. Și acum să trecem la lecția noastră. De ce a spălat Domnul Isus picioarele ucenicilor săi? Haideți să vedem. De ce Domnul a spălat picioarele ucenicilor săi? Era el uh, robul ucenicilor. De ce le-a spălat picioarele? Haideți să înțelegem ceva. Vă voi spune, în primul rând, pentru că nu se găsise încă niciun alt voluntar pentru aceasta. Aduceți-vă aminte. Domnul a trimis pe doi dintre ucenicii săi în cetate, vor zice așa, veți găsi un om care duce un ulcior cu apă. Duceți-vă după el și spuneți-i să vă arate odaia în care învățătorul vrea să facă paștele cu ucenicilor. Și veți găsi o daia șternută, o daie de sus și așa mai departe. S-au dus acolo, în odaia aceea, domnul și ucenicii lui. N-au fost alții în odaia. În odaia aceea stătea Domnul cu ucenicii lui. De obicei, spălarea picioarelor era primul lucru care se făcea înainte ca să intre la masă. Imaginați-vă că ucenicii erau încă în entuziasmul de după ziua florilor. Cine era ca ei în ziua florilor? Că numai câteva zile au trecut de la flori, două, trei zile. În ziua florilor, ei mergeau alături de Domnul Isus și toată mulțimea îi aclama și zicea, Osana, binecuvântat, este cel ce vine în numele Domnului. Ucenicii, imaginați-vă cum s-au simțit ei. Păi noi suntem dintre ei, el e împăratul, noi ministrii, suntem importanți cu toții. Și-au stat și a venit vremea așezării la masă. Nimeni nu s-a oferit să facă spălarea picioarelor. N-a zis nici Petru că ar vrea el să spele picioarele tuturor, dar oare de ce? Nici Ioan n-a zis că ar vrea să spele picioarele cuiva, nici Toma n-a zis că ar vrea să spele picioarele cuiva, niciunul nu s-a oferit la asta. Și dacă ați fost atenți la ce am citit, zice în timpul cinei. Dar ce s-a întâmplat acolo în timpul cinei? Haideți să înțelegem ceva. Apostolilor, bieții de ei, ca și nouă, li s-a urcat la cap gândul că ei sunt cineva. Ei sunt ai Domnului ei sunt importanți. Cine să facă lucrarea robului? Nimeni nu s-a oferit la aceasta. Ba din potrivă, știți ce ne spune Scriptura? Că între ucenici s-a iscat o ceartă. Aș vrea să înțelegem contextul. Au început să se certe și culmea, știți de ce se certau ucenicii? Ca să știe care e mai mare între ei. Vă dau pentru aceasta, vă argumentez, deschizând Scriptura în Luca la capitolul 22, ca să vedeți că s-a întâmplat exact acolo în odaia cinei scandalul, discuția asta dintre ucenici. În Luca la capitolul 22 spune Scriptura așa, dacă vă uitați, capitolul 22 are primul pasaj sfat împotriva lui Isus, al doilea pasaj e prăznuirea Paștelor, acolo Domnul descoperă vânzătorul și spune, al treilea pasaj, al patrulea pasaj are titlul Cine este cel mai mare? Și ascultați numai. Între apostoli s-a ischiat o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis, împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc, li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă. Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Uitați-vă dar ce s-a întâmplat acolo. Argumente. cine e mai mare? Și ca să înțelegem aceste argumente, vreau să vă aduc aminte că la un moment dat fiul lui Zebedei s-au apropiat de Domnul și încă și-au adus întărituri, au chemat-o și pe mama lor. Și-au venit la Domnul și-au zis, Într-un loc ne spune Scriptura că ei au cerut favorul de la Domnul, în altă parte spune Scriptura că mama lor a mijlocit pentru ei și a zis: "Doamne, vreau ca fiii mei să stea unul la dreapta și unul la stânga ta când vei veni în împărăția ta, Să fie cei mai aproape, cei mai aproape de tron, cei mai importanți. Observați ce frământări aveau ucenicii. Cine este cel mai mare? Cine este cel mai important? Și acum, în mijlocul acestei atmosfere mâncarea era așezată, paștele erau așezate, fiecare era important acolo. În timpul cinei, ce lecție! Ce lecție! Imaginați-vă că cel mai mare dintre ei, nu numai dintre ei, stăpânul Universului, se ridică, își dezbracă haina, ia ștergarul, se încinge cu el, se uită toți la el, oh, stăpânul se face ca un slujitor, se încinge cu ștergarul, ia ligheanul și pune apă în el și începe să treacă pe la ucenici ca un rob să le spele picioarele. Înțelegem noi lecția aceasta pe care le o dă Domnul? Nu se oprește aici, pentru că lecția aceasta are implicații nespus mai mari. Însă aș vrea să înțelegem, dragii mei, contextul în care Domnul le spală picioarele. De ce le spală Domnul picioarele ucenicilor? Pentru că nu s-a aflat niciunul altul. Niciunul nu era amator de slujire. Niciunul nu voia să fie slujitorul tuturor. Și țineți cont, în repetate rânduri în Scriptură, Domnul vorbește despre acest principiu al coborârii. Dacă vrei să fii înălțat, trebuie să te cobori. Scumpii mei, în contextul acesta, Domnul Isus le spune așa, Vedeți, dacă eu sunt domnul și învățătorul vostru, și bine ziceți că sunt, dacă eu v-am spălat picioarele, și voi sunteți dator să vă spălați picioarele unii altora. Acum, sigur că, așa cum am zis, există multe implicații în această învățătură, în această lecție pe care Domnul le -o dă. Însă aș vrea să înțelegem ceva când Domnul zice, dacă eu, domnul și învățătorul vostru v-am spălat picioarele și voi sunteți dator să vă spălați picioarele unii altora, ce înseamnă că trebuie să ne spălăm picioarele exact în același fel? Nu vă grăbiți cu răspunsul. Lecția e mai încălcită un pic, o lecție care implică uh, mai multe argumente. Dar vreau să vă întreb eu ceva. La un moment dat unul dintre ucenici s-a dus la domnul și a zis, domnul învață-ne să ne rugăm. Și domnul a zis, când vă rugați să ziceți. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta și așa mai departe. Am o întrebare. Când noi ne rugăm, totdeauna ne rugăm cu rugăciunea aceea? Dar ce e rugăciunea aceea pe care ne-a dat-o Domnul? De ce nu rostim aceleași cuvinte? Și noi spunem Domnului, Doamne, ai milă de mine mâine la servici, Doamne, ajută-mă acolo, Doamne, vindecă-mi boala, Doamne, ajută-mă, Doamne, binecuvântă în copii. Ce e rugăciunea aceea? Un model un model. O, dacă vreți, este o rugăciune care ne arată cum trebuie să fie structurate rugăciunile noastre. Când Domnul zice, dacă eu, Domnul și Mântuitorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți dator să vă spălați picioarele unii altora, aș vrea să înțelegem, sigur că venim și cu alte argumente, dar aș vrea să înțelegem din capul locului că nu actul propriu zis este cel pe care îl promovează Domnul, ci Domnul promovează o anumită atitudine. Aș vrea să înțelegem pentru Domnul lecția aceasta, nu este aceea de a învăța să spele un picior. Lecția pe care o dă Domnul nu este aceea de a învăța să se aplece și să spele piciorul cu apă și apoi să-l șteargă cu ștergarul. Nu. Ci lecția este o lecție de atitudine. Care trebuie să fie atitudinea ucenicilor unii față de alții? Slujirea, Slujirea foarte bine. Slujirea este atitudinea pe care Domnul o promovează aici. Dar aș vrea să înțelegem că ea merge mult mai departe decât atât. Uh, dacă ne uităm în Filipeni la capitolul 2, atitudinea aceasta este mereu prezentă la Domnul Isus. Spune să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Isus. El măcar că era Dumnezeu, n-a codit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci ce a făcut? Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. Asta este atitudinea pe care Domnul ne-o pune înainte. Când vorbim despre spălarea picioarelor întâi, aș vrea să înțelegem o anumită atitudine. Um, N-aș vrea să fiu înțeles greșit, dar știți dumneavoastră că putem să ne mândrim cu smerenia. Știți situații din astea în care smerenia e steag de ridicat și să putem să zicem nimeni nu ca mine? Undeva se promova o asemenea situație. Un inginer pe un șantier, pocăit. Portarul de pe șantier, pocăit și el. La biserică, spălarea picioarelor. Să vedeți după aceea cine a spălat picioarele la portar. Inginerul. Că i le-a spălat, bine a făcut. Numai că după aceea a venit și au început să se... pe păi eu m-am până acolo. Eu și lui ăsta am spălat picioarele. Ce părere aveți de asta? E atitudine? Nu, nu. Dar haideți să înțelegem și să vedem lucrurile mai departe. Ca să fie foarte clar pentru noi. Aici, în Ioan, capitolul 13, cine a spălat picioarele cui? Domnul a spălat picioarele la câți dintre ucenici? La toți. Dacă acesta era doar un exemplu și voia să învețe spălarea picioarelor, asta nu era de învățat că o știau toți. Dacă era doar un exemplu, cred că ar fi zis, na, uitați-vă, Petre, hai aici, eu te spăl pe tine și restul, voi ceilalți, Ligianu și. N-ar fi fost normal să fie așa? Ba da, dar uitați-vă ce a făcut Domnul. Unul spală picioarele la 12. De ce asta? Ca să nu-i scape niciunul dintre ei, pe fiecare, imaginați-vă dumneavoastră și pe Iuda l-a spălat pe picioare. Fiți atenți la cuvântul din Ioan. A spălat picioarele tuturor. Deci dacă e să luăm în calcul spălarea picioarelor, biblic, ea înseamnă că fiecare trebuie să spele picioarele tuturor. Mă vom vedea noi cum. Dacă ar fi să aplicăm... Fizic această poruncă la noi în biserică, într-o zi de duminică, unul se spele la 400-500 de oameni picioarele. Ce părere aveți? Deci eu n-aș vrea să fiu înțeles, dragii mei, n-aș vrea să fiu înțeles greșit, ci aș vrea să înțelegem cuvântul Scripturii în spiritul lui. Să înțelegem învățătura Domnului. Pentru că vreau să o spun foarte clar, Dumnezeu m-a chemat să păstoresc această biserică. N-aș vrea să lipsesc biserica asta de nicio binecuvântare pe care o dă Dumnezeu. Însă n-aș vrea să se întâmple ca biserica aceasta să se mulțumească făcând un ritual colo, un ritual colo, un ritual din colo și mai un ritual din colo și să zică noi suntem bine și să zică Domnul îți merge numele că trăiești, da, dar nu trăiești. Realitatea stă în cu totul altă parte. De ce a spălat domnul picioarele ucenicilor săi? Pentru că n-a fost niciun voluntar să o facă. Și aici am înțeles că domnul s-a umilit. Dar încă un motiv. Pentru că spălarea picioarelor ucenicilor era o necesitate. Spălarea picioarelor ucenicilor era o necesitate. Acum, necesitate cum? Aici intrăm în miezul problemei. Era o necesitate din punct de vedere fizic, aveau picioarele murdare. Și cum v-am spus, așa se stătea la masă. Primul lucru era curățirea și după aceea oamenii se așezau la masă. Spălarea era necesară din punct de vedere fizic, însă mergem mai departe acum și vă spun, spălarea picioarelor era necesară din punct de vedere spiritual. Ce înseamnă aceasta? Cheia de înțelegere a acestui pasaj. Dacă vrem să înțelegem mesajul Domnului, ce a vrut Domnul să spună? Ce a vrut Domnul să transmită ucenicilor Săi când a făcut spălarea picioarelor? Haideți să ne uităm. Versetul 12. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Am o întrebare la dumneavoastră. Ce era așa de complicat de înțeles acolo dacă spălarea picioarelor ar fi fost acel simplu ritual, ligianul, apa și ștergare? Ce era așa de complicat de înțeles? Că stă Domnul și zice, înțelegeți ce v-am făcut. Înseamnă că dincolo de ce a făcut Domnul stă o taină. Mai departe, mai înainte ne uităm în cuvânt dacă vreți, se duce Domnul la Petru și a venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu? Tu nu pricepi acum. Dar cum nu pricep, Doamne? Ești cu ligianu, ești cu ștergarul, ești cu apa? Cum nu pricep? Îmi speli picioarele. Da? Ce fac eu? Tu nu pricepi acum, Petre. Doamne, dar ce e greu de priceput când te văd că ești ca un rob îmbrăcat, că ai ligianu și apa și ștergarul și vrei să îmi speli picioarele? ce fac eu, tu nu pricepi acum. Ce înseamnă asta? Că dincolo de ce făcea Domnul, stătea o taină. Dincolo de ce făcea Domnul, era o taină. Care era taina aceasta? Sunt aplicații spirituale, dragii mei, de care aș vrea să ținem cont în această seară. Totuși, care era mesajul acesta spiritual? stă Petru în fața Domnului, Doamne, Tu mie nu mi speli picioarele. Și uitați-vă ce îi spune Domnul, atenție. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Știți ce înseamnă asta? Nu vei moșteni cu mine. Cu alte cuvinte, nu vei fi mântuit. Dacă nu te spăl eu, tu nu vezi mântuirea, Petre. asta e culmea. Păi dacă așa stau lucrurile, stă mântuirea în spălarea picioarelor. Haideți să vedem. Stă mântuirea în această spălare a picioarelor, fiind, oh, de-ar sta mântuirea în asta, fraților, nu v-aș trimite cu invitații la evangelizare, ci v-aș trimite, v-aș ruga, v-aș chema să luați lighean și ștergați să mergeți din loc în loc, să spălați picioarele și am zice, asta să rezolva mântuirea. Dar nu în asta stă mântuirea fraților. Și totuși Domnul vine și zice, dacă nu te spăl eu, n-ai parte cu mine. Și vine Petru și zice, Doamne, dacă așa stau lucrurile, atunci spală nu numai picioarele, și mâinile și capul. Și spune Domnul, stai Petre, mâinile și capul nu se iau în discuție aici. Cine s-a scăldat odată e curat. Dar îi mai rămâne să-și spele picioarele. Și aici aș vrea să înțelegem taina lui Dumnezeu. Numai picioarele mai trebuie să și le spele. Dar observați dumneavoastră, unul îi spală pe ceilalți. Domnul îi spală pe toți. Ce ne spune Domnul nou aici? Dacă s-a scăldat cineva odată, este curat. Voi toți sunteți curați cu excepția unuia. Cu alte cuvinte, după ce, când omul s-a născut din nou, când omul s-a întors la Domnul, când Domnul, când Domnul i-a dat nașterea din nou, știți ce spune Scriptura? Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut cum? Noi. E curat omul odată ce s-a întâlnit cu Domnul și a fost scăldat de Domnul și a fost spălat de Domnul. Omul este curat. Dar totuși îi spune, aveți grijă, că picioarele în umblarea acestei lumi, când tot umbli pe aici, pe acolo, este cu neputință vreunui om să nu păcătuiască, să nu greșească. Ești curat, păcatul nu mai este un mod de viață pentru tine, ești curățit de Domnul. Dar ieri ai fost fățarnic, alaltă ieri te-ai certat cu nu știu cine, azi ai răspuns o obraznic nu știu cui și lucrurile acestea sunt murdării. Ți-ai murdărit picioarele în umblarea ta pe pământ. Ce trebuie să faci? Odată ce s-au murdărit picioarele, trebuie spălate picioarele. Dar cum? Se duce păcatul cu apa? Ei, de s-ar duce cu apă, fiecare seara ne-am duce și ne-am face baie și s-ar rezolva problema. Dar nu așa se curățește păcatul. Aș vrea să înțelegem așadar că lucrarea de mântuire sau lucrarea de curățire este posibilă numai prin jertfa de la Golgota. Și Domnul stă înaintea lui Petru și zice, Petre, ce fac eu acum? Tu nu pricepi, dar vei pricepe. Tu nu pricepi pentru că încă nici n-a avut loc jerfa de la Golgota, dar tu vei pricepe ce fac eu. Aș vrea să înțelegem, spălarea asta a picioarelor e un test al mândriei pentru fiecare. Când este vorba de spălarea picioarelor, este un test. Uitați-vă la Petru. Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Doamne, niciodată nu o să-mi spăl tu -mi mie picioarele. Este un test al mândriei. Dar nu se poate intra în moștenirea lui Dumnezeu. Dacă cineva nu-i spălat de Dumnezeu. Nimeni nu poate să guste mântuirea decât dacă se bucură de curățirea lui Dumnezeu. Pentru că nimic spurcat și întinat nu va intra acolo. Acolo, în împărăția lui Dumnezeu, intră numai ceea ce este curățit de Dumnezeu. Deci, trebuie să-l lăsăm pe... Domnul să ne spele picioarele. Amin. De nu-l lăsăm pe Domnul să ne spele picioarele. Și fiți atenți. Domnul a fost cel ce a spălat picioarele. Ați, am citit undeva că a sărit unul dintre ucenici să zică, Doamne, stai să-ți spălăm și noi ție picioarele. Nimeni n-a spălat picioarele Mântuitorului, ci Mântuitorul a spălat picioarele tuturor. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că toți ucenicii aceia aveau nevoie de curățire. Unul singur era în odaia cinei care nu avea nevoie de curățire. Era Sfântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos Domnul. Haideți dar să înțelegem că Domnul stă față în față cu ucenicii și le zice Dacă eu, Domnul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Na cum e asta? Cum e asta? Asta este lucru care nu ne place câteodată și aici este testul mândriei. De-aia sare câte un petru în sus când vrei să-i speli picioarele. Că dacă ar fi simplu un lighian și apă și ștergar, lucrurile astea sunt prea simple ca să nu le faci. Însă, aș vrea să înțelegem taina lui Dumnezeu și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altor. Adică dacă Domnul a fost cel ce a spălat de întinăciunile lumii pe apostolii săi, noi avem datoria să ne spălăm unii altora picioarele cum? Să vegem la curăția umblării fraților noștri. Ce ziceți de asta? Să vegem la curăția în umblare a fraților și surorilor din adunare. Nu ne place câteodată când îi faci observație cuiva și spui, vezi că nu umbli bine. Ca Petru, mie? Mie îmi spui? Pe mine mă înveți asta. Dragii mei, suntem datori să ne spălăm picioarele unii altora, adică să-l conducem pe fratele nostru, pe sora noastră, spre curățirea și spre trăirea în curăție și spre umblarea în curăție pe care o dorește Hristos. E așa de important lucrul acesta. Cum putem să ne spălăm picioarele unii altora? E mai complicat decât credem noi. E mai complicat decât a lua un lighean și apă și ștergar. Spălarea picioarelor înseamnă mult mai mult. Și haideți să amintesc câteva lucruri. Trebuie să ne spălăm picioarele unii altora învățându-ne unii pe alții despre cum trebuie să fie umblarea noastră. Trebuie să ne învățăm unii pe alții despre cum trebuie să umblăm cu Hristos. Și să nu uităm, Sfânta Scriptură ne arată foarte clar că al Domnului Cuvânt este apa. Zice despre bărbaților iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Adică apa este cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este apa în Scriptură avem datoria să folosim cuvântul lui Dumnezeu pentru curățirea altora. Sigur că a ne spăla picioarele unii altora înseamnă să ne sfătuim unii pe alții. Vedeți, păstorul nu-i cunoaște pe toți, prezbiterul nu-i cunoaște pe toți, frații din comitet nu-i cunosc pe toți, dar noi ne cunoaștem unii pe alții. Știți că avem datoria să veghem asupra curăției noastre în umblare? Și dacă umblarea noastră nu este așa cum trebuie, avem datoria să ne oprim lângă fratele nostru și să-i spunem: "Nu umbli bine, dragul meu." Astea nu sunt căi bune. Faptul că nu ești la casa Domnului nu-i bine. Faptul că vorbești așa nu-i bine. Faptul că te unești cu cine nu trebuie, nu-i bine. Toate acestea fac parte din această curățire a picioarelor, a umblării noastre. Sigur că tot din curățirea aceasta face parte și mustrarea. Avem datoria să ne mustrăm unii pe alții când vedem că ceva nu merge cum trebuie în umblarea fratelui nostru și a surorii noastre. Avem datoria să-l oprim, să o oprim, să-i spunem, frate, nu-i bine lucrul acesta. Ba mai mult avem datoria să ne disciplinăm unii pe alții. În ce sens? Să lăsăm ca disciplina aceasta a Domnului care sigur că nu-i comodă, să biserica uneori este pusă în situația să ia măsuri de disciplină asupra cuiva. Cu ce scop asta? Cu scopul de a-l îndrepta pe cineva, cu scopul de a-l ridica, cu scopul de a-l recupera pentru împărăție. Și lucrul acesta sigur că nu e ușor. Cel ce urmează să fie spălat pe picioare, de multe ori protestează ca și Petru. Ce, tu? Tu să-mi speli mie picioarele? Însă aș vrea, dragii mei, să înțelegem dincolo de ceea ce este la suprafață, să înțelegem dincolo de ceea ce vedem noi. Slujirea aceasta a spălării picioarelor, aș vrea să înțelegem, este o slujire care trebuie făcută cu dragoste. Pasajul începe cu versetul 1 care zice, înainte de praznicul Paștelor, Iisus care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-au iubit până la capăt. Când vrei să corectezi umblarea cuiva, să speli picioarele cuiva, trebuie să o faci cu dragoste. De nu faci cu dragoste lucrul acesta, mai bine nu-l face. Atâtea lucrări se fac fără dragoste. Și de atâtea ori greșim unii față de alții pentru că vrem să ne mustrăm unii pe alții și de nu ne mustrăm cu dragoste. Îl pierdem pe cel mustrat. Lucrarea aceasta trebuie făcută cu dragoste, dragii mei. Lucrarea aceasta ce înseamnă să fie făcută cu dragoste? Ne așteptând nimic în schimb. Uitați-vă la Domnul. N-aștepta să-i spele și alții picioarele Lui, ci El a spălat picioarele celorlalți. El a spălat picioarele ucenicilor fără să aștepte ca ei să-i spele la rândul lor picioarele. Noi de obicei când facem ceva, așa ne-am obișnuit. Așa e lumea asta. Fac ceva dacă mi se face ceva. Slujirea la care ne cheamă Domnul, spălarea picioarelor, este un act al dăruirii noastre în dragoste pentru semenii noștri. Ne dăruim în dragoste pentru semenii, pentru frații noștri, fără să așteptăm ceva în schimb. Apoi, lucrarea aceasta este o slujire în smerenie. De ce spune în smerenie? Nu poți să-l corectezi pe fratele tău dacă nu ești smerit. Dacă o faci cu aroganță, l-ai pierdut pe fratele tău. Spune Galaten, capitolul 6, versetul 1, în felul următor. Dacă se întâmplă ca vreunul să cadă într-o greșeală, dacă vreunul dintre frați, spune te rog, Galaten 6 cu 1 pe ecran, ca să-l vedem cu toții. Galaten 6 cu 1 ne spune clar, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnice să-l ridicați cu duhul blândeții, cu smerenie și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. E așa de ușor să te uiți la umblarea fratelui tău și să zici nu-i bună și să dai sentințe și să spui acolo ai greșit, acolo ai greșit și cu asta am terminat. Însă slujirea aceasta a spălării picioarelor trebuie făcută în smerenie. Și mai mult, Slujirea aceasta trebuie făcută cu bucurie. Știți cum se încheie cuvântul? Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Ferice e Makarios în original și Makarios înseamnă împlinit. Fericit și împlinit. Ești împlinit atunci când slujești fraților tăi. Când îl ridici pe cel ce cade în vreo greșeală, ești împlinit. Tu ai împlinire în momentul acela. De aceea spun, a spăla picioarele fraților. Nu face decât să aducă împlinire sufletească și uh, fericire celui ce face lucrul acesta. Dragii mei, haideți să tragem o linie. Spălarea picioarelor nu este un ritual, ci este o lecție duhovnicească. De ce spun aceasta? Când facem din ea un ritual, când facem din spălarea picioarelor un ritual, pierdem din vedere învățătura lui Hristos învățătura care este dincolo de ceea ce a făcut Hristos. Când facem din învățătura aceasta un ritual, avem motive să credem că ne-am împlinit datoria noastră religioasă și uităm că trebuie să fim smeriți și că trebuie să fim slujitori ai fraților noștri. De ce vă spun asta? Uitați-vă, să citesc un pasaj din Marcu, de la capitolul 7, să vedeți ce înseamnă ritual. Farisei și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Isus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui pierzi, prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate, adică nu îndeplineau ritualul spălării mâinilor, da? Fariseii însă și toți iudeii nu mâncau fără să spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Deci nu de necesitate, ci după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Și farisei și cărturarii l-au întrebat, pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate? Iisus le-a răspuns, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor și faceți multe alte lucruri de acestea. El ne a mai zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Ce vreau să înțelegem, dragii mei? Cât timp din spălarea picioarelor facem doar un ritual. Desfințăm, de fapt, ceea ce a pus Domnul în spatele acestei porunci. Pentru că iată ce am arătat astăzi, că în spatele Gestului pe care l-a făcut Domnul Iisus, stă tot învățătura despre curățirea omului pentru intrarea sa în moștenirea lui Hristos. Ori aceasta este esența, dragii mei. Trebuie să învățăm lucrul acesta. Acum în încheiere, dragii mei, eu vreau să vă spun așa, ca să nu fiu interpretat greșit, noi nu amendăm pe cineva că face spălarea picioarelor. S o facă. E bine să faci spălarea picioarelor cu apă și cu ligian. Unui bolnav. fă -o. Aici se adună oamenii străzi, duminica la ora două și jumătate. Nu-i nicio greșeală dacă vine cineva și se uită la unul care-i desculți, care n are păpuci în picioare sau are pantofi rupți și se apropie de el și se zică, uite, dragul meu, lasă-mă să îți spăl picioarele, să te încalți cu ciorap noi și să-ți cumpăr păpuci noi. Credeți că se supără Domnul? Nu, nu se supără Domnul. Dar să facem niște ritualuri din astea, câteodată încă nici ciorapul nu se mai scoate, că e incomod probabil pentru femei, nu? Nici ciorapul nu se scoate, numai se întinde frumos piciorul și doi, trei strop de apă și un pic de ștergar și zice, m-am făcut spălarea picioarelor. Să nu ne înșelăm singuri, fraților. Să nu ne înșelăm. Să nu ne îmbătăm cu apă rece zicând că am făcut nu știu ce ritualuri. Nu la ritualuri ne-a chemat Domnul, ci Domnul ne-a chemat la smerenie. Domnul ne-a chemat la curățire. Domnul ne-a chemat să ne slujim unii altora în dragoste, să ne slujim unii altora cu dăruire. Prin urmare, dragii mei, aș vrea să înțelegem în această seară. Suntem datori să ne spălăm picioarele unii altora. Dar dacă vrem să fim superficiali și să ne mulțumim cu un lighean de apă, și cu un ștergar ne înșelăm amarnic. Noi trebuie să facem ce a făcut Hristos, să ne facem robi ai fraților noștri de dragul mântuirilor. să ne coborâm spre a le sluji, să ne coborâm spre a îndrepta, spre a îndemna, spre a ajuta, ca să-și păstreze umblarea curată cu Domnul și picioarele să le fie curate tuturor. Dragii mei, versetul 14 spune și îl repet, deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Cred că în această seară, nu știu în ce măsură am putut să fiu suficient de explicit, dar în această seară am vrut să arătăm că dincolo de actul propriu-zis al spălării picioarelor, stă o atitudine a smereniei. Dincolo de actul propriu-zis al spălării picioarelor, stă taina curățirii lui Hristos. Dincolo de actul acesta stă slujirea cu smerenie a fraților și surorilor noștri, a celor din jurul nostru. De vom face lucrul acesta, vom împlini ceea ce Domnul a spus. Atunci când vom fi slujitori fideli, acolo unde nimeni nu se găsește și nu este dispus să sară să slujească, acolo să ne ridicăm noi, să luăm chip de rob și să fim gata să slujim. Acolo unde stă o mamă acasă și nu poate să vină la adunare pentru că este legată între doi copii și nu poate nici cum să iese din cauza lor, ce frumos este să zici, mă ridic eu și iau ștergarul și stau eu în locul tău astăzi. Stau eu între copiii aceia ca să te poți duce să te hrănești și tu din cuvântul Domnului. Să poți să te duci la cel ce este bolnav în spital și să zici, cei din familie au trudit, au stat toată noaptea lângă cel ce e bolnav, în noaptea aceasta aș vrea să stau eu cu cel ce e bolnav în spital, să vă locuie, să poți să slujești. Știu că sunt mulți care slujesc în biserica noastră, dar aș vrea să înțelegem, slujirea nu e un ritual, slujirea e chiar slujire. Domnul să ne ajute să slujim.